La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, prezent într-o conferință de presă la sediul PSD Dâmbovița, a anunțat că Supercom a acceptat eșalonarea pe o perioadă de 4 ani pentru datoria de 200 de miliarde lei vechi privind taxa de habitat. Consiliul Județean nu va plăti dobânzile, penalitățile și nici majorările de întârziere aferente. Eșalonarea constă într-o rată lunară de 70.000 de euro fără dobânzi, penalități și majorări. După un an de zile de dispute cu Supercom, am reușit să renegociez situația creanțelor restante de pe mandatul lui Florin Popescu. Am aprobat în ADI Salubritate o eșalonare a acestor datorii, fără dobânzi și penalități, pe 4 ani de zile. Ceea ce cred că este un lucru extraordinar de important pentru toate localitățile din județul Dâmbovița. În contractul încheiat între operatorul de gunoi și Consiliul Județean Dâmbovița mai este prevăzut că Supercom va renunța la 4 procese pe care le-a deschis împotriva Consiliului Județean Dâmbovița. Astfel, conform contractului, Supercom se obligă să înceteze litigiile în dosarul 9516 din 2013 și litigiile care fac obiectul dosarelor aflate pe rolul judecătoriei Târgoviște și pe rolul tribunalului Dâmbovița.